I-am trimis pe colegii mei să-i cazeze și le-am spus într-un sfert de oră toți să vină pe platou. Să vedem ce ne spun oamenii și avem de făcut. Salutare! Salut, salut, salut! Bonjour. Salut! Propun să ne împărțim în două. Cum te cheamă de propui în primul rând? Silviu, ce propui? Măi, Silviu? Eu propun să ne spună și Virgil de unde și-a luat vestuța asta. Ilic de la Ilic de la umor. Și propun să ne cumpărăm toți și să ne lăsăm... Pentru tine. Ultimul năsturel deschis, așa. Auzi, nu mai propune tu nimic, lasă-mă, Silviu. Să ne spună Silviu ce avem de făcut. Silviu e un angajat al lui Darius. Manager, am înțeles. Și încă un nume de ăsta muncitoresc, nu știu exact. Și ne-a spus Nea Marine, să-i împarți mata în două grupe. Gata, uite aici. Uite, o echipă și o echipă. Treci acolo. Așa? Avem de umflat o sală. Cred că ai greșit echipa. Lasă-mă mie, păștea. Ia-i mata pe aia. Nu pot să-l fac ăsta în vestuță de dimineață. Lasă-mi mie. Acolo, cum zic. El tot timpul e contra. Că ești el un vulpoi de meserie, în mod evident. El știe că eu sunt genul de prost care mă pun și muncesc. Lasă-mi mie, păștea. Nu. Stai, mai nu fi prost. Cum se poate Nea Marine pe noi? Și a făcut tot posibilul ca să împicuim în echipă. Hai, mă, ne lasă-mă așa. Acum putem umfla ce vrei tu. Și mai avem o bilă. Trebuie să o duceți până aici. Aici o umflați. Uite, ei la saltea și noi la bilă. Hai. În regulă. Liviu s-a uitat așa. Cum ai decis tu că ești la bilă? Uite așa. E, uite că vreau eu. Te-am suspectat eu de la bilă, da. Eu mă duc și iau balonul. Tu te duci în partea de sus a locației, unde e o saltea foarte mare, tot așa trebuie montată și umflată. Lasă-i să vezi ce se chinuie la doi cu el. Ia uite, domnule, că am ajuns. Ia uite. Eu am omul meu acolo. Am omul meu, am Constanțeanul meu, la muncește pentru doi. Ce dracu mă fac eu cu leprele astea, că ăștia mai mult sunt pe mangleală. Ce eu n-astea gogo, dacă am urcat 7-8 metri și nu mai pot. Pe atâtea sezoane de poftiți, moftiți, poftiți în tabără, poftiți că mi-a ieșit pe ochi, îți dai seama că am o condiție fizică de invidiat. Adică singura variantă să fiu un slim fit e să plec în Asia, să mănânc gândaci. Până atunci... Am urcat panta asta și mi-a venit inima în dinți. Ce fac eu în Asia? Eu nu mai vin. Acolo nu sunt pante. Oh. Și nu zice așa? Așa pe drum merg. Hai, mă, harnicule! Asta o fi? Asta e. Asta mare, da. Și avem, stai așa, fii atent. Nu, stai. Noi ne-am apucat, ne-am organizat. Și împreună cu Brigitte. Era bine să stea, să stai, stai la mijloc. Stai la dracu. Balonul frumos, l-am dus acolo unde ne-a spus Silviu. Dă-te și trebuie cu aici. Aici, lasă-o și eu. Lasă-o jos. Lăsă-o el. 3, greșit. Mamă, ce greu e. Ia, să mai amare unul la Silviu. Hai să vă zic ceva, nu vreți să vă bucurați de liniștea asta până vin copiii? Credeți-mă ce vă spun. După asta o să tânjim mult tare rău de acum acolo. Uite liniștea. Să știți că asta e momentul de liniște. Nu, eu vă zic doar ca să știți. Asta e momentul de liniște. Hai, dai drumul la treabă! Stai așa. O saltea de 10 pe 12 metri. Să o desfacem. Mi se pare grea să fie un fel de mochetă. N-ai cum să mai pui mă după aia. Așa o mai mișcam cu el, că e compact. Nu știu ce a fost în mintea mea, mă așteptam la Vârciu să aibă o atitudine mai nu știu cum, dar am zis, băi, e oarecum alături de Nea Marine, cu tabere, îl interesează să fie mai implicat. Dar el e mai relaxat, ceea ce nu-i rău pentru el. Hai, înapoi, când vreau, da? Tu dacă mai stai ca doamna cu degetul, vezi că ți-l bagă în... Ce să faci? Vino aici, o lași pe femeia asta să pingă de asta. La poziția aia nu pot, că pe mine am și fost curioză la un bar de șură. Haide, eu n-am și foză, că sunt mai tânără. Vino, mă, cu asta. Hai, la scolioză, e cine, ce? Hai, găina bagă! Bătrân, găina bătrână fierbe greu. Vrei să sugă fierbe greu? Gata, viață! O saltea foarte, foarte mare. Adică ea așa strânsă părea micuță, dar foarte grea, n-a putut să o ridicăm. Cred că avea 150 de kilograme. Nu cumva aici trebuie pus, că la când sare nu sare așa brusc. Sare, uite și tu. Bă, uite mai și avem tu. O jumătate de metru. Da, mai e jumătate. Mamă, dar abia aștept să văd. Uite, sare în sus și nu se pice așa pleașcă, pică acolo. Păi, nu o punem până în buză, Bruna, punem până aici. Bine. Hai încă o dată. Mai împingem o dată. Hai. Ah, ce mi-a rupt mâinile. Hai. 1, 2, 3. Dracu, să ne ia de spartani.
Echipa cealaltă al Neamărin umfla o bilă. Care era să ne zică umflați-o asta cu gura. Are. Eu pe vârciu așa l-aș mână, să o umfle cu gura. O bilă, atât. Noi am avut o saltea, atât. Împinge. Ia, stați-mi. Ia, hai. Am tras de ea, vai de capul meu, până am întins-o. E la fix! Hai. Vedeți să fie lipită aici, așa, de marginea asta, de trambulină. Lipită? Și măsurați voi cumva, găsiți o soluție să... Vedeți unde, care e latura de 12 și care e de 10? Ne-am cunit să o dăm cu ea stânga-dreapta, pune-o pe mijloc, că dacă nu o pune pe mijloc, sărea copilul, sărea în pământ. Du-te, fă altul, cine știe, nu ieșea la fel, era groaznic. Gata. Și compresorul? Super, și uite cum se umflă acolo, e perfect. Băi, unde e compresorul? Nu-i compresorul. Hai, mă, Liviu, să începem. Hai, să-l dăm. Parcă niște gentleman aceste. Hai, mă, te aduc compresorul. Neamărin, cred că asta e. Umflau o bilă. Și atât. Dar asta ce e, Neamărin? Aia să pui vin în ea. A, de asta? Uite, mă, iau ce terminat. Păi da, dar umfla nimic, ești nevoie. Păi da, asta spun. Ia stai, cum o ducem, uite așa. Uite de aici. Și o mutau de colo-colo, o rostogoleau câmp o parte, câmp alta. Dă-i. Câmp o parte. Gata. Poți? Da. Mamă, cât de mult am muncit. Gata, că băgăm pe canal. Da, așa. Ușor. Lasă. A plecat? Aia a fost. Canalul era ăsta. N-are nimic, lasă, că o băgăm, o luăm. L-am lăsat în locul ăla, m-am dus, l-am întrebat pe Silvia cu ce trebuie să facem și mi-a spus, Neamărin, acum, de jos până sus, trebuie luat la rând, milimetru cu milimetru. Să verificăm să n-aibă ceva pe jos, nu? Da, da. Cuie, lemne de-astea, nu? Lemne, cuie, dacă... Hai, până sus. Pot să spun că sunt vreo 200 și ceva de metri în pantă și am început să rupem, să jumulim. Când mă uit, Liviu... Cum ufăm ăsta la... Nu știam unde să punem aparatul ăla de sufla aer. Da, cum o umflă? Are vreun ștuț pe acolo și l-am văzut eu? Un furtun ceva. Hai să vedem, că e premiera montare asta. Silviu nici el nu știa. Silviu știa doar să zică hai, herup, hai pune mâna, pune stânga, dreapta, băi, nu e. Probabil mai are și în altă. Nu e ăla, da. Nu e ăla, Google. Dar unde îl băgăm? Începe operațiunea, căutați ștuțul de umflare. Am tras de în toate felurile. Hai, Rona, hai ăla, hai, Livile. Să găsim capătul pe unde umflăm, că nu știam, nu exista nicio schemă. Avea o gaură, o saltea foarte mare cu o gaură foarte mică. Și... Ia fii atent aici. Da. A, se scoate ăla, mai. Până la urmă tot G, pentru că sunt bărbat foarte inteligent, că n-ajungeam aici dacă nu eram inteligent. Bravo, ești deștept. Ba nu, dacă eram inteligent nu ajungeam aici. Da. Deci nu sunt inteligent, dar m-am prins, nu știu cum, doamne iartă, mi-a sclăpărit ideea. Ia dă-mă aia acolo. Avea un fermoar să băga tumburușcu acolo și să trăgea fermoarul. E băgat în priză! Hai, dă-i. Să umfla sardeaua. Băi, nu așa cu gura, băi! Așa ați umflat voi ăla? Da! Vă așteptăm din seară pe la noi! Băi, și ne dăm cu drăcia de acolo? Ți-e frică, hodorogule, până nu-i tabăra ta? Ce-i tabăra lui mamare? Nu mi-e frică, băi, boșorogule! Păi trebuie să luăm exemplu, nu? Hai să vezi! Uite, vezi? Uite, ăsta cu cuie, băi. Acum, unde vedeți ștepii din ăștia de pomi, ăia trebuie să tăiați. Bă, voi călcați, vine pe aia și vezi unde. A, voi călcați, adică eu, că ele păi cu da, pantofi de aia, care nu simți nimic. Ia să vedem, simți ceva? N-a avut nicio reclamație până acum, să găsești lumea. O brață subțire, talcotare. Călcați cât puteți, că... Uite, ei, nu-i picioare, nu-i ții. A început și asta mic să simtă. Toată viața mi-am dorit să curăț buruieni, adică era visul meu de mic, eram mic și ce vrei să faci, să curăț buruieni, du-te la Neamărin. Ia, dai și tu cu din pastă câteva pașică să... A, ia, tam așa, mi s-a împlinit un vis. Bine. Vrei să nu stai picioarele. Încet. Așa de aiurea tăia cu toporișca, acum am impresia că își tai picioarele. Auzi, ia dă-mi cu acest toporul ăla. Ia Neamărină că vrea toporul, na. Dă-i topor! Pentru că era puțin îndemânatic, adică nu prea avea foarte multă experiență. Ea vrea să mă protejeze, știți, spiritul acesta matern care vrea să protejeze copilul și... Păi cum te vedeam, că îți vedeai direct la picioare, mai bine fac eu cu toporul. Asta e. Din păcate sunt puțin femeia bărbată. Știu să fac și anumite chestii bărbătești pe care alți bărbați nu știu să le facă. Da. Eu întotdeauna am vrut așa să fiu protejat. Le-am ras pe toate. Veniți aici! Păi n-am unde acolo, Neamărin. Lasă că vin eu! Hai!
Vin eu, că ăsta mic. Sus cu el. Facem probă. Trebuia să o rostogolim. Magă forță. La deal era mai greu cu ea să o împingem, dar... Întâlnim pe bază. Da, văd. Împinge, frate, nu m-a lăsat pe mine, singură. Se, Brigitte are mână puternică, am văzut, nu? Dați-vă unul la o parte și unul de drum, hai! Să vedem cum merge. Păi bine, am făcut asta de câteva ori împreună cu Brigitte, am luat-o, am coborât-o, am urcat-o, am scos-o din lac, iar am băgat-o, iar am scos... Neamărind, cred că ne încercam în primul rând rezistența și în al doilea rând răbdarea. Ca să scoatem bila mai ușor din lac, am legat la un moment dat niște sfori de ea cu niște parâme. E complicat oricum, niște chestii foarte, foarte grele. Ne-a gălbit. Gata, lasă-l așa. După ce termin cu Neamărind aici, pot să zic că am fost la un master. Hai să vedem ce fac și ăștia. Prețioșii aia lumea ta, ce fac? Cum adică ce fac? Uite ce am făcut noi. Deja probe, acum ai dat drum. Cu probe, nebunule, te știu cât am saltat, am umflat. Bro, oprește-o, bro! Partea responsabilității atunci când asamblezi o astfel de mașinărie infernală este să o testezi. Uite-o și aici. Uite-o, nebunii, mi se pare că e prea umflată, mă. Am vrut să încercăm salteaua, să sărim pe ea, să vedem dacă e ok, numai că am umflat-o prea tare. Și nu aveam după ce să sărim, că era mai înaltă decât trambulina. Eu am vrut să sar, dar am sărit, am făcut bungee jumping, dar pe orizontală. Asta e vertical. Deci, mă deștept, cred că de la aerul ăsta. E un aer foarte tare aici, că suntem înconjurați de pădure. Pe orizontală. Am sărit pe saltea așa și mi-am dat seama că e umflată și ce trebuie. Noi ne-am făcut toată treaba și acum... Ne-a zis Silviu, hai să facem probă la balon. Păi cum să face probă la balon? Trebuie să băgăm ceva greutate, să dăm drumul o dată și cu greutate și... Hai să aducem niște saci de cartofi. Nu te mă cu sacii tăi, mai pierdem saci de cartofi. Avem puștia doi aici, haide. Deci saci de cartofi noi doi. Păi până la saci? Dar de ce să facem asta când îl avem pe Șerban? Cine crezi că ar fi cărat aia doi saci de cartofi? Tot eu! Așa că mai bine mă băga direct. Hai, mă, lasă-te! Haide, mă, bagă-te și după aia! Eu vreau să te văd cum te pui în centurile. Nu mă pun în centurile. Bă, dar, papalapte! Jur, bă, tiroliana, nu te dai! Pe aia nu te dai! Tabăra lui Neamărind, Neamărind, papalapte! Bă, ne-i tabăra lui Neamărind sau nu mai tabăra? Ce tabără e asta? Zici tabăra mea! Lasă, cu ce tabără e? Tabăra lui Neamărind! Dar tu nu faci nimic, cum e tabăra lui Neamărind? Nu trebuie să dai un exemplu? Haide, mă, intră! Haide, mă, intră! De ce n-ai mă vorba la locul tău? Mă dau, dar nu acum. Mă dau eu, mă, dacă sunteți paparul de să mor eu, că nu mă dau. Bă, sunteți niște babete ramolite! Hai, mă, cine se bagă în mine? Mă dau eu! Cine credeți că a venit? Așa, așa, bravo. Așa. Mi-a plăcut că a avut curaj. Nu vrea nimeni să o încerce și pe la un moment dat spune, de ce să nu încerc eu? Ți-e frică cu mătră, vulpe? Să vezi ce tare e. E super tare. Suntem gata! Yes! Bă, da, zi! Ce zici? Ce zici? Zorbol, a fost super tare. Un balamuc total, ce să zic. Brigitte, care și era panicată. Bă, bă! Ea fiind mare, ți se pare că se învârte extraordinar de mult, dar noi fiind în interior se învârtea mai încet. Și era o senzație super tare. Și cel mai tare este când cazi în apă și la un moment dat vezi așa apă în jurul tău și te învârți și te chinui să învârți bila aia ca să ajungi la mal. E, da, a fost fun. Ne-am distrat. A fost tare. Abreu, nu te dai cu mine. Nu mă dau. Te dai? Da. Dă-te. Dar te dai cu mine. Nu. Nu le îmbârlic de lopul hodorogul ăsta, să te dai cu mine. Ce vă place să vă dați peste cap și să picați într-o baltă? Ai văzut cum e? Top, da, da, stai. Uite, așa. Uite, dacă nu te dai, mă dau și eu cu tine. Hai, mă, le dăm dacă vrei, hai. Băi, gata, băi, să dă Neamărind cu mine, aduceți cu doi. Nu trebuie să o probezi tu înainte dacă e tabla lui Neamărind să nu cumva să întâmple ceva cu un copil? El crede că s-a întâlnit hoțul cu prost. Bă, nebunule! Stai că te duci la mare singur! A intrat el, am intrat și eu. Așa, leagă-l pe Neamărind acum. L-am legat, am strâns curelele. Să vedem cum se dă familia după dealul peleacului. Hai! Stai așa, și-am sărit ca o felină printr-o găurică atât și l-am lăsat singur pe hodorog.
Am pus dopul, împinge, împinge, împinge. Mai dă la dreapta. Cine e al dracu să fii? Credeai că-i dă-mă la dreapta, la dreapta. Bă, 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 da, da, bă. Hai, bă, gata, bă. Gata, livre! Livre, gata, gata! Bă, livre, nu culpi, bă! Sper să fi ținut camera spre el, să-i văd expresia, că eu îl cunosc când e frică sau nu-i frică. Gata, mă, ajunge! Uite, eu mă dau, sunt cum la 60 de ani și nu-mi e teamă. Livre, gata, băi, să moară mama, gata! Gata, dă-i drum! Lasă-i, hai, livre! Nu-l las, mă, singur! Și am dat drumul la vale. Nu-l las! S-a demonstrat că e foarte prietenoasă cu mine și că mi-a oferit o răzbunare pe care o așteptam de foarte mulți ani. E o senzație ciudată. Urci, iar cobori, urci, iar cobori. În toate felurile, de nu știi cum să te mai oprești. Așa s-a auzit. De vreo 12-13 ori până ajungi în apă. Dar e plăcut. Adrenalina la maxim. Șerbane, lasă-l acolo! Lasă-l că dacă este ne căpăcești. Nu sunteți sănătoși. Știi care e combinație? Eu ar trebui să mă car. Nu știu de ce, dar... Bă, pentru copii e belea, mă. Da. Ce vrăjeală ai în tine. Vorbesc serios, e chiar tare. Te-ai speriat un pic? Nu m-a speriat deloc, ce ești nebun. Bă, prostule, de ce nu te dai și tu? De ce nu te-ai dat cu mine? Da, vreau, da. Nu dai mâna cu mine? Bă, da. Vii, fraier, foarte mișto. Ce vrăjeală are ea. Și l-am prostit pe Hodorog, nu știu cum, ori am bătrânit, nu prea mai... Că la el înainte să prindea imediat de ce vreau să-i fac eu. De ce mi-ai făcut așa? Păi dacă m-a băgat acolo și m-a legat, n-a fost domn cu mine, a zis că ne dăm amândoi. S-a răzbunat pe Vârciu care și-a luat niște bice. Eram panică totală. Bine, nu-l pot, nu-l pot, domnule, bine, nu-l pot. M-a băgat acolo, m-a băgat acolo, zice, lasă ce arăți. La cine mă arăți? 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 Păi, ești mă că ți-a plăcut, nu-ți-a mai zis. Mi-a plăcut, da. Ți-a plăcut pe dracu să te ia. S-a răzbunat neamărind. Mergem la masă crocodililor, spălarea pe mâini, vă rog frumos. Bluzița în pantalon, să nu răcim. Suntem gata? Da. Suntem gata? Da. Haideți, îmbrăcarea. Trebuie să vă luați ceva pe voi pentru că să ieșim afară. Să vă luați ceva pe voi că ieșim afară. Drama societății contemporane pe noi, părinții ne băteau ca să intrăm în casă, iar acum părinții de astăzi îi gonesc din casă, îi scot cu forța să mai iasă și afară. Dar ce am văzut la ei este entuziasmul acesta teribil. Abia așteptam să văd toate locurile de aici. Dacă începi iarăși cu invidia și cu alea, pleca acasă. S-a schimbat de 3 ori, om. Păi să mă că l-a călcat 3 cămăși și 3 batiste. Trebuia să ieși. Vigil ca prezență este foarte modern, mai ales freza. Și eu am încercat să-mi o fac a lui. Nu prea mi-a ieșit. Vigilia este un exemplu pentru mine. Și mi-au și dat o poreclă, kendama. Nu ți-ai luat kendama? Păi cum? Și mergem așa fără kendama? Deci să nu vă îmbrăcați niciodată așa. Când mergeți în bucătărie să gătiți, da? Da. Lenger. Domnul, dar noi să gătim? Liviu. Liviu. Adică Liviu. Noi să gătim? Domnul. Liviu. Da, o să gătiți și voi. Eu nu vreau. Nu vrei, nu gătești. Atunci am gătit-o pentru tine azi. Domnul, zic eu, nu sunt domnul cu voi. Eu sunt Liviu, punct. Ușor, ușor au spus și Liviu, da, mai domnul Liviu, Liviu. Există căprioare? Nu mi-imaginam ce va fi în tabără. Și când am ajuns, abia atunci am văzut cât de frumos este aici. Am simțit fericire pură. Hai, vină cu apă, Raschivă, să te ajut. Bine, ajută-mă. Dar asta e foarte frumos din partea lui, că mi-așteaptă și pe noi la rând. Paraschiva, uită-te la mine. Să mai spune Paraschiva. Tupeu și obrăznicie și priviri
Ești mai amuzat la televizor decât acum. Știi ce? E la sol, copiii numiți copii, sunt sinceri.